Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, bine v-am găsit, suntem în direct, Tele Moldova Plus de la Iași. Vă spunem cele bune la Chișinău, la București sau la Londra, pentru că, după cum știți, suntem prezenți prin parteneriatul cu Astro TV și în diasporă. Dați-mi voie să-i spun bună ziua, e un fel de dimineață spre zi, și bun venit în studioul nostru de aici, de la Păun, de la Bârnova, domnului Ștefan Timofte. Domnia sa este primarul comunei Tomești din județul Iași. Îi strâng și mâna. Mulțumesc, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit, cetățenii, prieteni, cum ziceți. Salut și eu pe toți cei care ne urmăresc. Cine este omul Ștefan Timofte? Eu tot spun așa pentru că ne știm de mulți ani și toată lumea vede un om, un sportiv, un primar, un gospodar. Dar ca om, ia să, pentru că suntem la Taifa, suntem la Gura Sobei, soba e reală, trebuie să le spuneți. Bună întrebare. Omul Ștefan Timofte, am mai spus-o în mai multe rânduri, este un om simplu, un om născut și crescut la țară, într-o comună din județul Iași, în comuna Probota, satul Perieni, într-o zi de iarnă, pe 9 ianuarie, s-au împlinit 60 de ani de atunci și chiar m-am născut după sobă. Adică... Dar a dormit pe chișul celălalt, acum este partea aceea de la sobă. Cotruță. Așa. Cotruță. Era zăpada cât gardurile, nu erau mașini ca acum, și așa a fost să fiu născut după sobă și chiar am fost al 119-lea copil, asistat de o moașă de acolo și se chema, ne spunea nepoț. Eram a 119-lea nepot. Da. Foarte interesant. Foarte interesant. Și era una dintre moașe, pentru că mai erau și alte femei care se pricepeau la a asista la nașterea femeilor. Se năștea acasă sau era acasă. La cabinetul? Se năștea acasă pe atunci, domnul profesor. Acum am văzut ce dispute sunt, că, mă rog, nu-i voie, nu... Și am crescut acolo, în acel sat frumos, minunat, cu oameni harnici, gospodari, un sat mare. Am avut noroc să am o familie frumoasă, niște părinți gospodari și... Câți copii? Și trei copii. Bine, au mai fost doi care au decedat de mici, dar mai am un frate și o soră. Și părinții, așa cum spuneam, oameni gospodari, oameni muncitori, simpli, care la fel proveneau și ei din niște familii de oameni gospodari. Bunicii mei, și de pe mamă și de pe tată, aveau teren, erau trecuți la chiaburi. Dar ce însemna chiaburi pe atunci? Însemna că aveai câteva hectare avea de teren. Avea mai mult de 400 de metri pătrați. Da, avea vreo 80 hectare de teren. Bunicul de pe tată a fost atât de ambițios și hotărât așa, împotriva comuniștilor, încât nu s-a trecut în CAP. Erau doi oameni în sat. Nu i-a mai dat teren deloc. Nu i-a mai dat deloc, a trăit cu terenul care l-a avut în grădină. Curtea aceea. Da, avea vie și de pe urma acelei vii a supraviețuit și a trăit până la 90 de ani. Bunicul de pe mamă a fost 12 copii, i-a avut în viață, de pe tată 5 copii. Un om extraordinar, când vă adunați, și aia mici, și aia mari? Perioada cât eram copii, da, ne adunam. Dar după aceea fiecare a plecat, a plecat în lume, fiecare, din toate orașele din țară, chiar și în străinătate. Și vedeți, cu cât trăim mai bine, cu cât civilizația e mai mare, cu atât ne și depărtăm. Ca ne despărțim, ca prietenii, ca rude și așa mai departe. Ne mulipsim de la străini, să știți că ei nu comunică, ei stau unul lângă altul. Știu, și nu. Așa și este. Noi care suntem atât de atenți unii cu alții acasă, ne trezim că ne comportăm ca ei când plecăm la Londra, la Paris, la Viena sau unde mai lucrăm prin Italia. Ceea ce e rău, cred. Sunt sportiv de performanță, din câte știu.
Am fost sportiv de performanță, dar, așa cum îmi place să spun, performanța este scurtă și cu sacrificii. Da, am făcut sport de când am plecat de la țară, ca să zic așa. Cât am fost la țară, am făcut suficient sport la muncile agricole, cu animale, cu prășit la pământ. Vacă, oi, vacă, da? Tot ce are o familie la țară. Foarte tare. Și păsări, porci, da? Când am venit în Iași, am învățat până în clasa 8-a în satul Pereni, am venit la Iași. Aveați curent în sat? Nu. Păi, eu nu. Zic așa pentru că eu n-am avut. Învățam la lumânare, la lampă. La lampă și mi-aduc aminte că un unghi al meu avea televizor și ne strângeam tot satul acolo și era filmul, cred că Tarzan. Wow! Da, și mergeam la... Da, era un moment extraordinar pentru toți, stăteam pe jos, pe pat, care și cum apucam și ne uitam la film. Chiar și radio a fost la fel. Și da, la început și radio, da. Da, au venit cu extinderea curentului electric, cred că când după 75... Era plecat deja din sat. Eram plecat deja, da. Ați avut lampă și cu gaz? Cu lampă, da, cu lampă. Dar a fost o copilărie frumoasă, vreau să vă spun. Chiar mă bucur că am avut șansa să mă nasc la țară. Sunt de la firul ierbii, ca să zic așa, știu toate muncile și necazurile și bucuriile. Și prășitul? Și prășitul, și mersul la sanii, și mersul la școală, era zăpada cât gardurile... Avea sanii? Da, cine n-avea sanii? Schiuri, ce? Avea schiuri făcute din doagi, de butoi, din... Era un fabricant pe acolo? Erau niște oameni care se pricepeau, da. Bunicuți care făceau. Da, da. Și piuă, ce ați... Erau foarte mulți copii, eram în jur de 1000 de copii la școală. Deci un sat foarte mare. Și acum este satul foarte mare. Au mai plecat. Probabil. Au mai plecat, dar au rămas foarte mulți și am constat că începe să vină tineret acolo. A, da? Să vină, da, să-și facă, da, case sau, da, să, da, repare casa. Este un sat foarte frumos, liniștit, cu pământul foarte bun pentru agricultură. Mama avea stative, cesea. Da, da. Păi mi-aduc aminte. Și nu vă punea să mai puneți... Cum nu? Tăceam la lână, depânam... Toate preșurile, tot în casă era lucrat. Păi mi-aduc aminte cu tremurul din 77. Ați prins la țară? Da. Mama cesea la stative, eu eram culcat, mă uitam la televizor, era film... aveam atunci televizor în 77. Deci, da, eram. Deci cam prin 70 și ceva a venit curentul și... Fratele meu era la București și am simțit cu tremur, am ieșit afară, da. A fost cam urât. Da, ei, la țară a fost în Dacica. Da, deci toate, am trecut prin toate fazele frumoase de pe timp. Ați fost în formație de dansuri populare? Am avut, cântam la muzicuțe, la serbare, adică... Da, și am venit la Iași. Am venit la Iași și m-am apucat... Aici ați venit la liceu? Am venit la liceu, la liceul metalurgic. Mm-hmm. M-am apucat de prima dată, am fost selectat în echipa de rugby. Aveam dirigintele, era antrenor de rugby, domnul Vizitiu. Și am stat cam un trimestru și ceva, după care am considerat eu, nu știu cum de mi-a venit în gând, că mi se potrivește mai bine sportul individual, nu de echipă. Și am mers, era la modă, lupte, și am box, și am mers la Clubul Nicolin, am practicat acolo lupte, câțiva ani de box. Libere, nu? Box, am participat. Apoi părinții, tata mi-a interzis că... Era un sport. Era un sport greu, dur și așa era mentalitatea. Nu, sportul box este foarte frumos, este un sport... Da, de echilibru, de... La competiție. Exact, lasă traume, dar orice sport lasă traume, și fotbalul lasă traume. Și mi-a interzis și apoi am găsit calea, ca să zic așa, am dat peste karate. Ceea ce faceți și acum. Ceea ce e ca o religie, arta marțială, nu numai karate. Dar eu am practicat karate do tradițional, dar eu aș vrea să spun că artele marțiale în general
sunt extraordinare. E o formă de educație. Este o formă de educație, de competiție, de echilibru, de stabilitate, de gândire. Deci este, sunt, toate sunt foarte frumoase și benefice. Ați obținut rezultate? Am obținut rezultate, am fost multiplu campion național, vicecampion național. În 1996 am fost campion european cu echipa. Am participat la două campionate mondiale, unul în Brazilia la São Paulo și unul în Elveția, la Davos. Am făcut parte din lotul național al României. Foarte. Vreo 4 ani, apoi m-am retras. Sunt arbitru internațional. Acum arbitru, acum, dar aveți și un club, din câte știu, nu? Da, este un club la Tomești, funcționează încă, dar se ocupă băiatul meu de club, da. Eu nu mai am. El și el tot așa s-a molipsit, e sportiv de performanță? Băiatul m-a depășit ca și rezultate. Îmi place. Da. Dar e firesc, nu e este dorința firesc, părintele să spune că aibă copilul mai. Vai de cel antrenor care nu este depășit de elevii săi. Da, el a fost și dublu campion mondial. La tineret, este adevărat, la seniori a mers o perioadă, apoi a avut un accident, s-a retras din partea competițională. Deci spuneam că da, am reușit niște performanțe, zic eu, un sport frumoase. Am fost decorat de președintele României, am diploma, medalia de merit sportiv, sunt maestru al sportului. Și bineînțeles că am practicat și am ținut pasul cu, chiar dacă m-am retras cumva din antrenorat și din viața competițională ca arbitru, dar am continuat mergând la toate stagiile naționale pe care federația le organizează și am ajuns, sunt astăzi centură neagră 7 de ani. Eu am impresia, felicitări, eu știu că 7 de ani este foarte mult. Este foarte mult, este o deja este un merit al nostru. De oameni care ajung acolo. Da, este un merit al nostru oferit de federații. Toate gradele astea se obțin în urma unor examene demonstrez fizic, tehnici. Și, bineînțeles, face o lucrare care vizează anumite, îți spune sensei, îți spune pregătești, de exemplu, un kata, cum îl gândești tu, cum îi faci guncaiul, sau poate să fie, cum aduci în vârf de formă un sportiv de 14 ani sau ceva de genul. Deci sunt și lucrări scrise. Și copilul a ajuns și el la ce? El are, băiatul are 3 de ani. Și are timp să crească. Da, și vin din urmă și nepoții, că am 3 nepoți. Și ei tot am un băiat, karate? Un nepot. Păi, dar ce poate să facă? Karate. Da. Foarte frumos. Am un băiat de la un băiat, un nepot. Un nepot de 10 ani, care practică și el karate, și 2 fete, care și ele merg la sală, dar este frumos, este foarte frumos, adică este plăcut. Karate sau arta marțială poți să o practici toată viața și este foarte frumos că adaptezi ceea ce ai învățat sau ce vrei să faci, adaptezi la condiția fizică, la vârsta la care ești. Pentru că nu mai poți executa la 60, la 70 de ani, așa cum executai la 30. Dar este frumos că le adaptezi la posibilitățile tale. E extraordinar. Îmi închipui cum vă treziți dimineața sau când aveți timp, cum alergați, cum merge, da, echipa? Fac la... aproape în fiecare zi îmi fac mișcarea, de seară și de dimineață. E adevărat, nu la intensitatea care o făceam cu mulți ani în urmă. Am muncit foarte mult. Cel puțin m-am ocupat și de antrenamente. Antrenam agenți de pază, am antrenat foarte mulți sportivi și este o muncă frumoasă, dar de grea, dar acum pentru mine mai merg la sală, la club, mai răruț așa, pentru că vă spun ceva, este un consum mare de energie și ca antrenor. Da, ești acolo. Da, și prefer să folosesc acea energie pentru mine.
Și pentru administrație, că iată, ați intrat de câțiva ani buni, eu cred că aveți trei mandate sau patru. Sunt la al cincilea mandat, al cincilea mandat, da. Și cum vă simțiți ca performanță, ca realizări, să spunem, în această activitate de administrație? Da. Păi dacă în sport ești bun și ai ajuns în vârf, ți se pune medalia și ești respectat, în administrație e mai greu, pentru că în administrație recunoașterea o dă cetățeanul. Da? Noi putem să spunem că, domnule, eu sunt mulțumit că am realizat asta. Deci am, zic eu, că în 20 de ani de când sunt primar, am reușit să dezvolt comuna mulțumitor pentru mine. Este adevărat, mai sunt foarte multe de făcut, dar Tomeștiu nu este un oraș mare, este o comunitate comună care se dezvoltă foarte rapid, atât pe zonă industrială cât și pe zonă rezidențială. Trebuie să ținem pasul ca să ducem utilități. Utilitățile sunt scumpe. Ai dus utilități, ai făcut disconfort, ai dus gaze, ai dus apă, ai dus canalizare, ai făcut disconfort. Abia după ce duci asfaltul, lucrurile se rezolvă pe acea stradă. Da, având în vedere că mai se extinde mereu... Mai avem cartierul de blocuri, unde trebuie zilnic să facem câte ceva, pentru că sunt peste 8.000 de oameni care locuiesc în cartierul de blocuri. Așa cum spuneam, rezultatul ți-l apreciază, sau performanța ți-o apreciază cetățeanul. Câți locuitori are Comuna Tomești? Comuna Tomești, de la statistică, suntem 14.000 și vreo 400, dar cred că suntem mult spre 17-18.000. Sunt foarte mulți care s-au mutat, care încă nu și-au făcut mutațiile pe Tomești. Și o comună în dezvoltare, da, clar. Este o comună în dezvoltare. Pentru că mulți lucrează în Iași și... Și mulți din Iași lucrează la Tomești. Și mulți din Iași lucrează la... Da, e corect. Da. În domeniul de producție? Da. Sunt tot felul de societăți care își desfășoară activitatea și n-au găsit în Tomești sau sunt muncitori cu performanță mai mare și vin din oraș la Tomești și invers. Omul politic este ajutat atunci când optează spre administrație sau administratorul este și om politic? Cum stați la acest capitol? Pentru că politica schimbă lucrurile, e clar. Da, eu am spus-o și o mai spun, nu cred că colegii mei se vor supăra. Nu prea m-am implicat așa puternic în politică. Este adevărat, am făcut întotdeauna parte dintr-un partid politic și am avut o echipă în spate, aparținând unui partid politic. Pe mine mă interesează să fac politica comunității, adică pentru că este politica este și perversă, este de multe ori, da? Eu am avut și încerc să am o relație foarte bună cu toată lumea, și nu m-am bătut niciodată ca să zic, domnule, ai mei sunt cei mai buni. Sau de multe ori mi-am rezolvat anumite probleme și cu senatori sau deputați din alte partide, pentru că, așa cum am spus, îmi place să am o relație bună cu toată lumea și chiar aproape de prietenie, ca să zic așa. Da, astăzi sunt... Sau dacă să fac o analiză a mea de când sunt primar, am candidat prima dată din partea Partidului Național Liberal, apoi a fost acea plecare în masă și am plecat și eu atunci la PSD, m-am întors înapoi la PNL și astăzi sunt în echipa Partidului Național Liberal. Este greu să fii primar? Este greu să fii primar dacă vrei să faci treabă, dacă vrei să fii numai primar, este simplu, pentru că, na, dai socoteală după 4 ani, vreau să vă spun că de când sunt primar am mâncat pe colțul biroului,
nu mi-am permis să mă duc să mănânc acasă sau în altă parte, iar cred că în cei 20 de ani nu am 50 de zile cumulate ca și concediu. Problema este că pentru mine este mai greu de a fi primar. Sunt un capricorn încăpățânat. Asta înseamnă în ce lună, capricorn? În ianuarie. Ianuarie. Pe 9 ianuarie. Sunt un capricorn. Capricornii sunt muncitori, dedicați ceea ce fac. Și am făcut și o artă marțială care și acolo este ca o armată. Este o formă de educație. Și am ajuns ca un soldat care nu are în cap decât munca și cineva m-a întrebat care este defectul meu și eu am spus că sunt perfecționist. Și a zis, păi asta este calitate. Și am zis, da, e calitate, dar pentru mine e calitate pentru altcineva. Pentru mine este un handicap, este un deserviciu pentru că te concentrezi numai asupra problemelor și stresul... Și noaptea te gândești ce ai de făcut a doua zi. Vreau să vă spun la ce oră începe programul primarul care vrea să de multe ori la ora 7 dimineața sunt la primărie și... Ajungi acasă? Plec la 5, la 4, depinde cum... La tăcuseară. Cum îmi programez treburile. Am fost eu două ori la dumneavoastră. Am văzut dosare, proiecte, plan, clar, pe unde, cum... Asta vă încarcă, vă încarcă păi, cea mai bună, ca om, spun de data aceasta, dincolo de performanță. Cea mai bună calitate a omului se spune că este faptul că uiți, da? Că uită. Deci de asta și am acele table, trei table cu toate proiectele. Am văzut. Da? Care fac parte din programul primarului pe anul în curs și... Toate problemele de pe acele table sunt trecute și pe tablele colegilor mei și le urmărim în tot timpul, pentru foarte că tare. Ele sunt repartizate. Adică viceprimarul, sunt repartizate, managerul. Viceprimarul, juristul, directorul, fond funciar, toate problemele care trebuie să rezolvate. De regulă, acolo sunt mai mult proiectele care vizează dezvoltarea comunității. Și suntem o echipă foarte mică care lucrăm la... Și comunicați, clar. Și comunicăm în fiecare împreună, zi. Asta e termenul. În fiecare zi facem operativa de 5 minute dimineața. Așa cum fac medicii, înainte de a... Da. Dar n-ai cum să-ți iei evidența lucrurilor. Nu ai cum decât așa. Și tot timpul să lucrurile da. De aproape. E o meserie până la urmă, aceea de primar, cu responsabilități, cu timp foarte mult, de fapt în defavoarea familiei, într-un fel sau altul. E ca în sport, sportul de performanță înseamnă sacrificii, înseamnă să renunți la ceva și să te dedici sportului, da? De performanță. Așa e și aici, dacă vrei să ai performanță, trebuie să faci sacrificii, trebuie să renunți la... Asta mai mult să stai mai puțin cu familia, să te, da, păi vreau să vă spun că chiar am primit acum de 1 martie, am primit o felicitare de la cea mai mică nepoata mea, care este foarte care are 2 ani. Așa. Nu, este în clasa 1, are vreo 7 ani. Și mi-a scris că la mulți ani, nu știu ce, și Bubu, să nu uiți că ai o familie frumoasă. Poate ce? Și, da, și am întrebat dacă e din mintea dacă, ei. Da, dacă ea... Da. Și a zis că da, că ai o familie frumoasă care te iubește și să stai mai mult cu familia. Pe cuvânt. O am, cred, da. Că am și, cred că am și poza în telefon, că am făcut poză la asta. Dar vă încarcă, recunoașteți că vă încarcă emoțional, uman, vă motivează, de fapt... Cine, nepoții? Da. Păi nepoții mă încarcă... E averea familiei. E averea mea. Da. Tot ce pot să am eu mai frumos pe lumea asta, îi iau, merg cu ei, mă duc în oraș, mă duc la film, mă duc la restaurant, mă plimb cu ei,
Se uită lumea după mine, nu înțelege cine sunt eu, cine sunt ei. Zic, doamne, cine sunteți? Că parcă tata sau cine sunteți? Nu, Nicu. Sunt Bubu. Mai aveți de relaxare, de filme? Reușiți cu nepoții, cu familia, cu singur, nu știu. Da, asta este o problemă. Da, este o problemă tocmai datorită atâtor probleme, știți, probabil și vârsta te face să te retragi. Da. Deci, coroborate toate astea, toate problemele de peste zi, dar, repet, cred că și vârsta te face să te retragi, adică să te duci acasă și să îți găsești liniștea, nu știu. Filme vechi? Film, da. De regulă mă uit la filme vechi, muzică veche, dar nu am răbdare să urmăresc un film cap-coadă, nu am răbdare, deci îl văd în mai multe reprize. Și filme vechi, vă dați seama, îmi plac foarte mult filmele care sunt inspirate din fapte reale. Avem Netflix acum. Da, îmi plac foarte mult filmele inspirate din fapte reale. Și de regulă îmi plac filmele cu mai tent, cu tent de arte marțiale. Îmi plac foarte mult, de exemplu, actorii japonezi pe Toshiba Mifumi, care a jucat în Musashi, în Tom Cruise, care a jucat în Ultimul Samurai. Le-am văzut astea de mai multe ori. Îmi place foarte mult un actor, Liam Neeson, și-l caut și văd. Îmi place foarte mult seriozitatea lui, deși nu e un actor foarte îndrăgit de multă lume, dar iar ca muzică ascult tot la fel, muzică veche, ascult muzica anilor mei, anilor 70, anilor 80. Ascult muzică country, sunt atât de frumoase și de liniștite. Am fost în America, am fost la cel mai mare stagiu de arte marțiale din America în 1998. A, deja... Am participat atunci cu mare maestri ai lumii. Am avut norocul să lucrez la o firmă și mi-a sponsorizat toată deplasarea. Am fost în Hollywood, am fost în... Foarte interesant. Da, da. Am fost la... Înseamnă că de atunci se trage pasiunea asta pentru muzică. Nu cred că de atunci. Nu. Probabil cu vârsta. Vârsta mă duce să mă... Da, e posibil. Da. E posibil. Muzică folk, muzică country. Ascult și muzică românească, dar repede muzică veche. Nu prea sunt eu așa de distractiv, de... La petrecere, la... Nu. Nici n-am fost, dar acum, probabil, cu vârsta, m-am făcut mai serios, ca să zic așa, da. Și... Aveți fini, ați botezat copii? Da, am fini, am vreo 12 cununați, am vreo 15 botezați. Și nu spun, nașile, ce faci, ce tânăr ești? Da, dar ultimul timp, așa cum v-am spus, cu cât, spuneați și dumneavoastră, cu cât... Ne învechim, trece timpul, dar și cu cât trăim mai bine, ne distanțăm. Da, ne distanțăm. Ne întâlnim ocazional sau la anumite evenimente mai importante. Nu mai este ca înainte de Sfântul Ștefan, erau 20 de oameni în casă, nu. Nici eu, poate nu, dar nici ei. Nu. Dar deci ne respectăm, e frumos să botez. E frumos. Eu zic că e și o datorie. Este și o datorie. Eu sunt și un om aproape de religii. Susține biserica în comunitate. Susțin biserica? Păi avem atâtea biserici construite și acum cum mai construim una. De la zero? O biserică? Da. Nouă, da? Da. Păi fără Doamne, nu putem face mare lucru. Eu am crescut într-o familie de oameni credincioși. Am fost dus de mic, familie ortodoxă, da. Am fost dus de mic la biserică. Am fost îmbrăcat în preot când eram copil. Au vrut părinții să mă facă preot. Au vrut să facă preot? Dar n-a fost să fie. Mergeați la Deni, La Deni, la Paști, la... Acum e mai ușor și
Și noaptea din veri este mai ușoară, adică da. La 4, 3, 4 ajunge acasă. Atunci ne prindea 7. Da, șapte, până se simțea Pasca, până plecau fiecare, toate. Fiecare cetățean mergea acolo cu, da. Cu Pasca, da, era lui frumos. Să fie sfințită, să fie... Abia așteptam să... Da, era o săptămână frumoasă, că mergeam de luni, marți, miercuri, joi, până la Vinerea Mare, până apoi în seara de înviere. Aveți doar un băiat? Și o fată. Și o fată. Și nepoții sunt de la băiat? Am un băiat și o fată de la băiat și o fată de la fată. Am înțeles. Deci, și cel mai mare câți ani are? 10 ani? Deci are 10 ani băiatul și ce fată? O fată 8 ani, o fată 7 ani, care și fata a făcut karate, adică suntem o familie... Deci și fica, da? Da, da, da. Deci, v-am spus, este foarte frumos să ai o activitate de acest gen. Este o artă, este ceva frumos. O artă și o preocupare sportivă pentru întreaga familie, iată. Da. Un echilibru în viață, aș putea spune. Eu mă bucur că doamna a făcut și găsit. Nu, n-a făcut. Care... Uite, am vrut să vă prind. Nu. Înseamnă că doamna a fost cea care v-a susținut. Care a spălat kimonorile. Dar să nu credeți că nu e o muncă și asta. Păi cum nu e o muncă? Păi, cred că e o anumită tehnică, nu poți. La început, la mână. Da, exact, asta era. La mână, după aia au apărut mașinile de spălat. Și avea toată lumea mașină de spălat. Acum le mai ducem la curățătorie, că te costă mai ieftin ca să... Da, și cred că trebuie călcat într-un anumit fel. Da, da, da. Da, suntem aproape de finalul emisiunii noastre. Ce planuri de viitor are Ștefan... Omul, de data așa mă duc la om, pentru că el vrea să fie mai departe și primar și sportiv și străbunic. Vedeți, spuneam că au trecut 60 de ani de când m-am născut după sobă în satul Perieni. Sunteți tânăr, moșule, ce tânăr ești, eu sunt mai vechi un pic. Și vreau să vă spun că când am împlinit 60 de ani, am avut așa o... Parcă m-am trezit dintr-un somn, că nu știu când au trecut acești ani. Și, prea repede, parcă, da, și m-am gândit foarte bine și foarte mult ce să fac. Am pus metru pe masă și am văzut unde sunt. Și am văzut că dacă mi-ar ajuta Dumnezeu să trăiesc cât a trăit tata, Dumnezeu să-l ierte, până la 82-83 de ani, aș mai avea 20 de ani. Deci 20 de ani. Ar trebui să mai îmi iau încă 4 ani din viață, cei mai buni ani care mi-au mai rămas, să-i dedic meserie de primar, da? Și înseamnă că vezi mai candidat. Și m-am gândit dacă să mai merg sau să mă retrag. Și am avut mai multe discuții și cu colegii și cu consilierii mei și cu familia, dar familia nu prea se bagă în deciziile mele. Da, doamna, ce faci, ce vrei? Și am zis că ar fi bine să mă retrag. Pentru că este o muncă foarte mare și grea și cu stres mult, dar sunt, acum să nu fiu înțeles greșit. Eu cred că mai aveți lucruri de făcut, mai aveți proiecte în lucru. Da, dar nu-i nimeni din neînlocuit. Fiecare are înlocuitorul său. Dar cele 50 de milioane de euro care sunt în derulare, sau acum, care, în, momentul acum în momentul acesta, care sunt pe fonduri europene și care sunt o parte în derulare. Proiecte câștigate, pe care le-ați muncit, exact, pe toate etapele. De ani de zile. Dar nu asta ar fi problema, că am muncit eu la a-l implementa, ci faptul că trebuie muncă să-l implementez. Deci nu este ușor. Și răspundere foarte mare. Și răspundere. Și am ajuns la concluzia de a mai merge un mandat. Am înțeles. Și cred că aș fi și laș dacă m-aș detrage acum, când sunt atât de multe proiecte în derulare și care trebuie urmărite pentru a fi implementate, aș fi un laș față de locuitorii Tomeștiului care și-au pus speranțe în mine, pentru că eu am ajuns primar la îndemnul oamenilor. Eu nu m-am gândit niciodată să fac politică. Eu eram cu sportul, aveam sute de copii la sală, aveam performanță în rândul copiilor, aveam o firmă de pază, eram un om așezat, aveam casă, casa în care locuiesc era, o aveam de 4 ani înainte și oamenii, văzând că lucrurile nu prea merg în Tomești, că era infracționalitate mare, că
dezvoltarea nu se întâmpla nimic, oamenii m-au îndemnat să intru să candidez. Și așa am candidat și am ieșit din primul tur. Adică un om care a intrat în politică practic fără să fie cunoscut ca om politic. Am fost atras doar pentru mandat și apoi a devenit om. Da, și oamenii și aș fi la un laș să dezamăgesc pe tomeșteni, pentru că ei m-au determinat să candidez și să fiu primar. Și da, o să mai candidez un mandat, sper să-mi ajute Dumnezeu să-l și câștig și să fiu sănătos, să-l duc până la capăt și cred că va fi ultimul mandat, pentru că trebuie să te mai gândești și la tine. Mulțumesc lui Dumnezeu, eu făcând și mișcare zilnic, mă simt în formă. Mai am eu o problemă cu un rinic care face piatră, totul e de la stres și de la faptul că nu prea consumă apă lichide, dar le țin sub control, adică nu mă simt... Adică puteți, aveți și am fizic, o energie, capacitatea. Am o energie da. Bună, pozitivă. Eu cred că mai aveți o misiune, ca în acești 4 ani să formați pe cineva sau unul, doi, care se poată duce mai departe da. Pe management sau cam pe asta, primar. Sau cam pe... asta ar trebui așa adică să spune că și trebuie să lași un om, dar încerc să pregătesc un om, dar știți cum e, oamenii votează omul. Și așa nu e, așa. Pe cine pregătesc eu sau... Da. Poate să apară și vreunul, tot așa, din societatea civilă, din învățământ, care să vină pe ultima sută și să convine. Poate să apară oricine. În niciun caz fiul meu sau altcineva, pentru că nu-și dorește nici el și nu mi-aș dori nici eu, pentru că, vă spun sincer, nu vreau să mă plâng, mi-am dorit, dar dacă toți suntem la o emisiune și e o emisiune mai relaxantă, dacă ar fi să o mai iau de la capăt, n-aș mai lua. Pe partea asta politică, da. Pe primărie, da. Pe sport, da, cred. Pe sport, da. Nu, n-aș mai lua, pentru că este foarte greu. Am renunțat la multe pentru a fi aici da. Trup și suflet, adică am făcut multe sacrificii și viața e una. Da, și da, viața... Viața este una și în momentul în care ai plecat, toată lumea te uită și da, e și normal să te uiți, dar este foarte greu. Se spune că nu rămâi pe lumea asta decât cu ceea ce lași, cu ceea ce oferi, cu ceea ce construiești. Sunteți mulțumit ca un bilanț așa la ceea ce ați făcut ca om acasă, în comunitate, nu pentru că mâine ar trebui să... plecăm, pe mine m-a chemat cineva, o doamnă, și a zis, veniți până la cimitir. Dar, de fapt, mă chema ca să... Ia ceva de pomană. Nu, că aș avea un loc de veci acolo. Am înțeles. Da, aș vrea să... Chiar pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu că, da, sunt mulțumit. Am ajuns la 60 de ani când mulți au murit. Prietenul nostru comun de la Piatra Neamț, Paul Pintilie, da. Au plecat cu mulți ani în urmă. Da, am tot ce își dorește un om, să ai și un copil și să lași ceva în urma ta, că sunt multi care rămân în urma mea și care se va discuta că, domnule, asta este făcută de Ștefan Timofti. Sigur, vorbim de ceea ce s-a de administrații și în atâția ani a schimbat fața comunității, da. E clar că ați avut multe de făcut. Da. Mai ales că au fost și fonduri europene, da. Ați făcut și fonduri proprii, ați știut să vă gospodăriți, să implicați banii, în special în investiții. Dar nu sunt pregătit să plec. Nu. Și eu nu sunt, deși mai vechi ca dumneavoastră. Da. I-am explicat doamnei domnișoare care m-a sunat așa cu o voce suavă. Vă rog, domn Frasile, da, veniți vă rog până la cimitir. Eu am zis, nu s-ar putea peste vreo 20 de ani, la care zice, nu, stați că vă dau pe domn director, că trebuie să veniți să vă preluați un loc aici. Mă rog, apropo de glumă, dar și eu, cred că mai aveți vreo 20, a spus, nu? Cel puțin. Dacă 30. Mi-ajută Dumnezeu să trăiesc cât tata. Poate mi-ajută să trăiesc cât bunicul. Bunicul avea 90. 90, un bunicul de pe tată 89, iar bunicul de pe mamă 94. Încă 30 de ani de acum încolo. Da, Doamne ajută. Eu cred că ar fi ideal, dar eu... aici exagerez un pic, ca să mai bem un ceai și peste atâția ani. Dumnezeu. Da, eu să fiu cel care da, să pun.
Da, da, la mine puneți întrebări. La mine mai puțin probabil, incomode. Azi a fost o discuție prietenească și eu vă consider un prieten al comunității din Tomești, al locuitorilor, dar și al sportivilor, dar și al nostru, da, al mijloacelor media din zonă, pentru că sunteți comunicativ, stați de vorbă cu toți, n-aveți ce ascunde, nu-i puțin lucru, chiar dacă e la taifa sau la ceai sau la cafea sau la gura sobei. Da, foarte frumos la dumneavoastră. Ștefan Timofte este același om. Același, mulțumesc pentru invitație și vă mai așteptăm. Emisiuni frumoase, pentru că vă urmăresc foarte mulți oameni. Am fost la un prieten la frații Jderi, la Râmnicu Vâlcea, și am deschis televizorul și am văzut Telemoldova. Cum se uitau la noi. Zic, Doamne, uite, se vede și aici. Da. Da, foarte frumos. E mare lucru. Este mare lucru. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru prietenie și vă doresc succes în ceea ce vă propuneți, inclusiv în acest proiect al unui nou mandat la administrația Tomești. Vă mulțumesc. Vă strâng și mâna, n-ați băut ceaiul că v-am luat cu vorba. Da, o să-l bem după. O să-l bem după. Stimați telespectatori, a fost domnul Ștefan Timofte, omul Ștefan Timofte, primarul comunei Tomești, o comună cu peste 17.000 de locuitori, la câțiva kilometri, nici nu știi dacă e Iași sau dacă e Tomești. Spun asta și din punct de vedere al dezvoltării, al construcțiilor, al sistemului de comunicații și sistemului de deplasare cu mijloacele electrice sau cu taxiurile, drumurile și tot ce mai are de făcut un tomeștean, o face ca și cum ar fi în orașul Iași. Îi mulțumesc încă o dată invitatului meu, îi doresc sănătate, să vorbim peste 30 de ani. El o să vorbească peste 30 de ani cu siguranță, pentru că e sportiv. Eu, cum am trăit cu vorbe multe, cât o da Domnul, dar până atunci promit că nu vă stresez prea tare, stând de vorbă și cu oameni, nu numai cu primarii sau cu senatorii sau cu politicieni. Numai bine, astăzi a fost omul Ștefan Timofte. La revedere! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,